Salutare, dragi prieteni! Și bine v-am găsit de la un nou episod de la Căsuța din... Pădure! Așa! Nu-i pe căsuța din fundul, e căsuța din pădure! Da! Cornelia, azi ce facem? Cum ce facem? Păi ce facem? Dacă să scoatem carne și de acolo așa și să băgăm pe asta, să băgăm mușchiul ăsta la fum. Ce acolo? Da! Nică. Trebuie băgat la fum, tătă. Da, dar trebuie să fac niște surceli mai subțiri ca să aprindă focul. Dar nu avem arzătorul. Lasă-mă, băi, dar faci lemnii deodată groasă. Păi da, deodată groasă. Ce vrei să faci? Bă, dar ai înghit în direct, am luat atâta înghițit. Dar ce faci acolo? Da, ce faci? Dar ce să fac, am dat la... Am dat la găini să mănânce mămăligă. S-a înnecat Nicolae. Le-ai chemat sau nu le-ai chemat? Le-am chemat, normal. Pui. Dar știi să le chem? Dar cum să nu le-am învățat? Le știu cum le cheamă. Pune toporul, bă. Toporul e acolo, jos, în partea aceea. Poate vă era dor de Ionuț Ghiț. O revenit la căsa din păduri. Fraților, vă pup. Tot spunea. Unde e Ghiță, unde e Ghiță? Până acum a înjurat toată lumea pe Ghiță. De ce nu mai... De ce nu mai... Ce face un porne? Nu, vorbeam cu el, îl întrebam de... Ziceam să te înlemne. V-ați găsit? Am găsit cum? Păi... Eu mă duc să mă uit aici în afumătoare, să vedem care-i treaba. Mușchiuliațul ăsta, au pus el acolo, l-a fumat, o stat tătă noaptea, l-a fumat aici. E? Așa? Vai de mine și de mine, chișorele. Mamă, dar s-a fumat. Și s-a fumat de gine. Ca și s-a și... Te-am dat oasă ție. Hai să-ți dau și ție bucată, da. Nici nu știu cum ăsta. Uite așa. Eu nu-ți poate să era dor de... Roabă. De roabă. Sunt șofer calificat direct. Uite, dar ce-i faci, mă, azi? Trebuie să-i facem ceva, că dacă de atâta timp mi-a mai făcut Nica. Bă, s-a învățat așa. Hă? S-a învățat așa. Cum așa? Bă, dar nicio foarță, fără nicio... Mă, trebuie să-i facem ceva, bă. Serios acum. Ce-am putut să-i facem? Broaște nu mai sunt, că-i frig. Nu mai sunt broaște. Hai să mergem să mai dăm olea când tirui bombă. Dar chiar mai este? Cred că, bă, chiar n-a mai fost de atâta timp. Cred că-i tirui bomba, e acolo, trebuie să-i... Asta deja e altceva, nou. Păi nou, dar ce să-i facem, nu, că nu mai știu, că și eu m-am mai gândit zilele astea și am zis că să nu-l mai supăr acum de sărbători, să știm mai buni. După aceea s-a luat iarăși, a plecat. Nu mai pleacă acum, că acum e mâncare. Pleacă, e porcul cu el și pleacă, ăsta nu-i sănătos. Ce să facem? Mai plece, nu mai pleacă, nu mai cred. Uite, trebuie să ne scoșim ceva, să-i punem ceva la calie. Neapărat, neapărat, dar nu se poate așa. Băi, cu ce ne mai tras noi domnul cu palet? N-am, o să mă ne tragem, că tot e glodărai, uite cât ce mașină ai. Nu, că e iarba omul acolo și ne zăpășești. Ne dăm prin pădure. Nu, epi, nu, nu. Nu. Da să-l luăm și pe Cornel la o de asta cu paletul. Nu merge Cornel. Amândoi. Nu auzi Cornel. Bă, amândoi. Ha? Amândoi. Unul în spate, unul în față. Mă, să aduc paletul. Hai să-i zicem. Hai să punem roaba asta să o ducem. Dar nu cred că vreau. Zici că... Da, bă. Păi, Cornel, știi ceva? Uite, pune carnea la afumat, îi zic. Pune carnea. A venit Ghiță iar cu ideile lui. Da. Pune carnea la afumat. Frumos. Și în timp ce se afumă? În timp ce se afumă, hai să ne distrăm o leacă. Afumăm și noi un pic. Da, cum? Hai să ne dăm cu paletul. Că și așa tu nu te-ai tras niciodată cu paletul și ala? Băi, de mine, dacă îl vede, îl strâcă. Oh. Chiar așa, și așa aveam chef un pic de adrenalină. Ui, dar să știi eu că ni dor o leac să mă dau cu paletul și ala, da? Singur parcă. O să spui că toată lumea, cred că la toți le era dor de puțină nebunie. Muncă, muncă, dar, nu? Ia hai să vedem. Ia hai să nu trebuie să zicem. Ducem roaba asta, dar întâi cărăm lemnele ca să nu... Ca să nu... Să nu bată chiar la ochi așa deodată, cum am venit, bam, 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 deodată cu paletul. Îi zic că... Oh, nici n-ai venit bine. Da, îi zic, Cornel, știi ceva? Eu mă duc acasă. Nu e, trebuie să nu, îi zici tu. Uite, bine, dar nu te duci să aduci și... Păi uitat ăla acasă, îi zici. Știi? Aha. Răstoarnă aici, pac, și pe aceea le așez. Așa.
Du-te tu și zi, băi, Cornel. Da. Nu, intrăm în casa amândoi, nici nu mai știu cum să facem. Intrăm în casa amândoi și zicem... Eu zic ca un parc stilic. Pârlește porcul nu casă. Pârlește. Hai că zicem. L-a prins? Zi, uite, Tibet, de uitat ăla acasă. Da, voi, uite, mă duc apă să-l aduc. Hai cu minte! Nu, scoate ochii. Da, bă, e nebunit. Da, bă, ai văzut că... Și așa ziceam noi să ne tundem. Tu știi ce e repede ne tunde? Păi așa e la modă cu flacăra să te tunzi. Cum ești? Bă, dar chiar, bă, Tiberiule. Ai uitat ăla acasă, nu te duci și tu să-l iei. Da, cu am uitat Cornel acasă, trebuia să... Da, nu mergi cu mine? Și ai uitat-o? Hă? Da, bă, serios acum. Am un cadou pentru Gheță și am zis cât îl aduceam și îl dau. Și eu v-am luat vouă niște cadouri, o să le vedeți. Ce cadou? Am un cadou. Hai că... Gheță, stai aici! Dar... Păi, dar trebuie să mă duc să văd cadou. Unde vrei să stau aici? Dar ne-ntoarcem repede. Băi, ce Richard! Trebuie să mergem, domnule, să aducem... În 3 ore suntem înapoi. În 3 minute suntem înapoi. Doar m-am uitat și doar am cât m-am ținut să-l iau și am zis că acum el e nerăbdător. Să vrea să vadă, să-l deschidem. Acu! Pune mâna și care-s lemnile pe tine. Lasă cadou. Cărăm lemnile și după aceea mergem, Ionuț, mergem să aducem cadou. Nu mai cadou, dacă uite pe cadou. Păi da, nu? Păi, deci trebuie să fim mai buni, că acum vine Crăciun, vine... E luna cadou. Lasă, păi uite, poți să-i bun să tași lemnile. Sărbătorile pascale. Vine. Sărbătorii de iarnă, nu, dar parcă ar și primăvară. Ai n-auzi mie, e prin pădure. Da, nu vezi, nu-i chic din zapadă, nu-i nica. Nu știu, de acum, e când de arde de pleca la da, trebuie să mă duc Cornel să-i aduc, l-am promis, de când vă zis. Doamne, ia-și-mi de cadou. Băi, da, ți-am luat și ție cadou, Cornele. Lasă că nu trebuie cadou acum. Da, când îți trebuie? Păi, poi mâine. Am zis că, da, și ar ce să pui carnea la afumat și să mergem cam un cadou și pentru tine. Adică, de fapt, și de drept, și pentru tine, și pentru Ionuț, și pentru mine. Pentru tății. Lasă-mă cu cadourile. Du-te, ui, la treabă, ui. Du-te la treabă, că-ți dau bulem de asta. Du-te la treabă, du-te acolo, așa. Du-te că este așa o cărere. Păi și ce, nu poate să cari singur? Da, și, dacă le-ai pe tânjală? Cum să mă lăs pe tânjală? Ei. Dar și să plecăm fără să-i zicem. Plecăm și gata. Hai o să terminăm măcar lemnele. Că după ce terminăm de cărat lemnele și le ducem acolo la dos. Le cărăm, că le prinde ploaia aici și iară n-avem și cum. Le prinde ploaia, nu le mai vedem de săpoare. Bă, nu știu dacă ninge anul ăsta. Prin ianuarie dacă ninge. Dar anul ăsta nu ninge. Ce-o fi zis? Ăștia au venit iar acolo. Eu așa aș vrea să fac. Mergem, îl băgăm, dar nu știu dacă încapi. Fai de mine că n-a vedea paletul. Să vadă paletul acolo aici, să-l aduc aici, să-l vadă aici. Urăță, păi de... Ascult, ce zic eu. Și ce facem unde ne tragem? Din păduri, vedem noi, asta e problemă, unde ne tragem, hai să terminăm de caralele. Thank you.
Ia, uă. Mamă. Dar ce faci? De o leagă. Dă-mă chiorul cu așa. Stai, uite. Toate cioarele cu altele s-au crescut. Fugi. Mamă, dar și bune. Nu cred că am niciodată pot să mănânc, frate. Uite-mă, Felicitări. Ești genii. Văd, dar bune e. Mm-hmm. Am mâncat. Mi-am umplut gura. Uite, eu zic când se bagă în beș. Închidem un beș? Îl închidem un beș. Ca să putem să plecăm. Hai să batem un beș. Ca să pe la noi. Și ce facem? Nu ținem până de seară în beș? Nu până de seară, până aducem paletul să-i arătăm surpriza. Îți dai seama cum o să reacți. Dar nu, o să fii foarte fericit. Îți zic eu. Moare de dragă. Nu. Serios dacă nu. Dar ia să mă către... Hai să ducem roaba asta, să vedem, îl urmărim când intră în beș. Că trebuie să intri în beș să uite la... La asta. Și imediat am tăiat-o. Nu mai stăm. Oricum. Pune carnea, pune șunca și slănina la afumat. Și noi imediat ne facem treaba și rezolvăm tot. Dacă vedem că nu intră și nu intră în beș, zici, măi, du-și vezi foc și așa. Ce-ți duc? S-au adunat aici o grămadă de lemne. Uite, aici, aici un cui. Da. Cum e? Foarte bine. Mamă, și bunătate acolo. Ia doar zătorul. Eu te m-am pus masa, ui. Ia doar zătorul ăla. Hă? Nu știu ce să pun focul la asta. E în beș, trebuie scoasă butelia. Scoasă butelia. Ai grijă să nu. De ce vrea să facem eu? Spui acolo ca să aprindem focul și acolo. Cornele, ui, mi se pare că focul ăla e prea tare. Ia du-și vezi. Dar nu pun carne acum. A, n-ai pus carne? Nu ești. Facem noi să-l băgăm un beci. Vează, cui am zis ca să, că e focul prea tare, dar auzi că n-are carne pus acolo. Să-l trimite să ia ceva de acolo. Dar și să-l trimit? N-am și, de atât să uite la foc. În rest, dar îl încuiem în casă. Dar de ce trebuie să-l încuiem? Stai așa că nu ne-am dat asta. De ce trebuie să-l încuiem? Să nu ne vadă când plecăm, nu? Dacă l-am încuiat, el nu își dă seama că deși l-am încuiat? Hai, bă, să-i zicem că mergem să o luăm cadoul. Da, bă. Cornelii, noi ne ducem, nu mai gine, termin tu, noi ne ducem să-i aduc cadoul lui Ghiță. Lasă-mă, cadoul, dă! Ușor. Hă? Ce zici? Lasă-mi cadoul, îți trebuie cadou? Da. Hai, bă, cui, că e curios să vadă. Dar și tu trebuie să-i cadou. E curios, domnule, să vadă. Cum ești? Ia uite, bă, băiatule, bă, băiatule, cum o să iasă șunculița asta? E perfect aici, dar o lăsăm pe ăsta și-a dat drumul. Dar nu, nu s-a apropie. A, dacă i-a dat drumul. Nu, mă, păi da, ajunge aici, om. Ia uite ce ești. Bă, ăsta nu mai e. Și nu stochești? Bă, da, bă. De la fum? Am uitat. Am uitat. Îți făceai singur cadou acum. Da. Îi făceai lui Sasha cadou. Trebuie să mă duc să-i aduc cadoul lui Ghiță.
Lasă cadou. Hă? Lasă cadou. Adu roaba și să primim înapoi aici, da? Ca să scoți șunca asta de aici. Ia uite, bă, nu mai poate de cal. Era să ricard aici, că uite ce au rămas. Ia rămas. Hai să ricard, bă. Oh, ce-ai... Ce era pus, auzi? Poate că mă poate să am trecut. Ia așa, bă, totul sta asta să poate. Dar ce? Bă, zic că mă pun aici pe gărți, mă poate să am trecut. Adică acum, lumea nu înțeles. N-am înțeles. Nu înțeles și-au zis, ce zis tu. De unde știi tu? Tu când ai pus-o acolo, ai zis că voi asta aici, bă, cum mă poate să am trecut. Păi da. Păi dacă se usucă, înseamnă că a fost bun anul trecut. Da, și am pus geaca pe fudulie aici. Da, nu. Dar ce să mă... Eșeri așa e, băi. Eșeri, băi. Eșeri. Eșeri. Bă, dar unde e Beșica așa e? Unde e Beșica, bă? Hai să jucăm fotbal. Beșica așa e, care zic că îi faci tu nu știu ce. Ai pierdut-o. Bă, dar slănina asta e ultima slănină, nu? Da. Nu mai este. Hai, Cornel, ne duci, mă, să aducem cadouul și ala? Dar și așa mare cadou și ala, și... E? Și uei, am un cadou pentru toată lumea. Ăla normal e pentru... Pentru Ghiță, am și pentru mine, că ne-am făcut și singur cadou. Am pentru, și pentru tine. Adică acum, nu știu, depinde cum reacționezi la... Păi și eu am un cadou, și pentru fiecare. Și pentru Costel am un cadou. Da? O să pun zilele următoare la mine pe canal. Pentru toată lumea am. Și pentru... Dar nu mai zic. Și pentru cine? Ai venit cu, Moș Crăciun, tu, cred că. Am venit cu Moș Crăciun. Da. Băi, auzi, au venit cu Moș Crăciun. L-am închis în portbagaj. Așa creșunează pe ăsta. Nu-l ținem pe lângă noi, că dacă-l ținem, dispare și Moș Crăciun. Adică? Dispare cu tot cu cadouri. Hai, bă. Facem cunoștință cu... Hai, eu nu, să aducem cadou. Mergem? Mergem. Ni le așa sau faci urât? Da, zice să fim vinit. Da, acum, nu, pac, am și vinit. În 3 minute... Numai cât ajung până la mine acasă și vin înapoi, atâta. Hai să fii foarte bucuros. Serios. Pui, când vii, când veniți, da. Pui șaunul ăsta plin cu apă, îl dau deoparte acum. Da. Nu, dar dacă tot este apă... Bă, dar asta e apă de spalat. Dar arunci, domnule, apa și-o punem acum, până venim înapoi, sunt călzăști. Asta e bună, mă, asta e bună de băut. Bă, e beu. Dar nu. Păi dacă noi ne ducem încolo, nu ar trebui să aduci tu apă? Ce dacă noi ne ducem încolo, nu ar trebui să aduci tu apă să pui aici? Da, ai dreptate, păi dar nu? De ce să aștept până video când poți să pui tu? Da, corect, uite, bravo! Bravo, uite din Gnis. E văzut? E, mă duc după apă. Poate mai găsește vreun pește în vântână. N-ai dici. Păi, de-a pus și-a pus de sardă. Stai, domnule, trebuie să mă duc eu, n-auzi? Da, că mă duc apă, să duc apă. Hai, că ne ducem noi, ui. Hai să mergem tăți. Hai, duceți-vă papă. Dacă hai să mergem tăți, trii. Hai, duceți-vă papă. Dar mergem tăță, tri. Hai, bă, tu o strigă. Domnule! Dar mergem cu o găleată. Eu cred că e ca să mă scoate din... Hai, ca să ducem și cu balia, vin în coace. Dar nu putem să cărăm balia. Hai, bă, luăm cu asta, bă, cu... Hai, du-te tu, Ionuț. Ia, mai ai și două pahari. Hari moare, ne. Păi, hai, aduci apă și pe aceea mergem. Zic, aduci apă și pe aceea mergem. Vrei? Să vezi și bucurosul și... Vezi ce urmă. Vă treceți pe acasă, pe la mine. Și este? Treceți pe acasă, pe la mine și mai luați, că mai am ceva în frigider acolo să le aduceți pe acasă. Și ai? Le aduceți în coasă. Treceți pe la mine. Adică să o luăm tot ce are în frigider. Mai respiră, băi. Hai, vină cu asta. Să punem țara la cali? O, s-a supărat, bă, oare te supără? Cred că știi cum faci? Ce vorbește? Zici? Da. Dacă pleacă. Bă, dacă pleacă iar acum în preajma sărbătorilor. Vorbim cu Moș Crăciun să-l aduc înapoi. Hai, îl mai aduce ăla, nu-l mai aduce. Nu-l mai aduce. Nu-l mai aduce. Eu știu cum să fac, tu
cum zici? Eu zic că trebuie să facem multe. Ne plictisim, eu nu pot să stau așa degeaba. Muncim, da? Să ne mai și distrăm. Da, dar nici n-am venit, nici ne-a venit Guinness deja. N-are bă nimic, da, nu. Trebuie să-l obișnuim tare așa de la început, știi? Păi da, ca femeie, acum obișnuiești de la început așa. Exact. Exact. Deci, fraților, dacă mai vreți să-i mai facem un cornel câte una, două, scrieți acolo în comentarii. Și în comentarii. Ce să-i facem? Păi și fața. Parcă stilică. Nu știu că sunt fratele, Son Goku. Son Goku. Son Goku. Ăla avea părul, sunt Neptun. Dar n-are nimic, așa merge. Hă? Iar facem prostie. Nu facem nicio prostie. Eu cred că s-ar bucura enorm să ne vadă, iar când ne tragem. Dacă, tu ce zici? Cred că moare de drag. Eu așa presăm că se bucură. Se bucură? Dar nu o să ne arăt, eu cred că se bucură de către el așa, știi? Zici? Da. O să-i vedem reacția pe fața lui să vezi când o să ajungem cu... Stai, uite că am pus chestia asta, trebuia să că... N-are nimic ca că o punem în cazană. Sigur? În cazan și doar o curățăm, știi? O punem la șert ca să spălăm vasele. N-are treabă. Sau să-i facem altceva. Ce să-i facem, mă? Dar n-avem ce, așa e feblețea lui, paletă. Îl strică iar, mă. Nu-l strică, bă. Ai văzut la mare toporul lângă el acolo. Nu-l strică, bă. Lemnele imediat îl face praf. Eu zic că nu-l strică. Hai să merem. Bă, dar bucura sigur nu o să se bucure. Eu pun pare că se bucură. Zici, nu? Își aduce aminte de copilărie. Da. Ia să vezi, chiar îl căutăm zilele următoare. Bă, nu. Nu cred. Dar vreau și nebun să pleci iară. Tu ce zici? Nu cred. Dar măcar acum știm unde îl găsim. Îl găsim la mână. Ei, dar pleacă și nu știu unde pleacă. Mai știi unde pleacă? Ce să face? Bă, dar e greu găleata asta. Eu știu. Tu ce zici? Nu știu, doamne. Hai, nu dăm în alte belele. Dar ce belele să dăm? Bă, a plecat. Bă. Ha? A plecat și... Nu pleacă, o, că trebuie să-i dau cadou, să-i dăm ălea. Așa îl mai doare pe el în capul de cadou. Eu știu ce să zic. Dar trebuie să termine porcul de... Da. De topit, de aranjat. Lasă-l porcul așa. Aia zic. Aha, hai că m-am avut fleașcă. Ai udat? M-am udat un pic. Aia e nimic, e cald acum, n-ai văzut cum m-am lăsat deja la tricou? Cornele, noi ne-am gândit, doi. Ne-am gândit mai bine și ne ducem să luăm cadou. Da, dacă ai vedea ce cadou e, nu o să-ți vină să crezi. O pun și pe asta? Da. Ia, pun. Stai așa să-l uiți. Așa. Îmi trebuie un pic clătit ceva sau? Asta e apă ca să spălăm, știi? Se încălzește și face clătite. Uite și ce bine arată. Dar asta ce e? Șuncă, nu? Cornelii, noi ne ducem să aducem pachetul. Vezi, mai este foc în... Este pe foc aici. Nu poți să zici că fugim de la treabă, că nu fugim de la treabă. Noi ne ducem până acasă, aducem pachetul. Așa pentru tine și pentru Ionuț. Pentru toată lumea. Hai întoarce repede, mă, venim. Imediat, 5 minute. Dar dacă duri? E cam călduros. Mi-e cald, serios, că nu lemn pe foc acolo, unde ești? Uai, mai sunt, dar mai trebuie întoarce o leacă. Vino și le întoarce tu. Dacă ești acolo și nu-ți poți întoarce, bagă-l pe dinte. Bagă dinte acolo și întoarce. Da, Cornele, întoarce-l tu. Uite, și-a ciocan. Și-a ciocan, bătem. Dar nu. Ține cum mă duc eu să-l întorc, că pașez și vi-o dă asta. Hei! Ce să facem? Să spălăm vasele? Toate vasele să fie spălate. Bă, am plecat, nu stăm mult. Nu stăm mult. Nu stăm, în 3 minute ne întoarcem imediat. Bă, dar tu vezi ce cald este, uite, e Crăciunul și eu stau în tricou. Auzi, zici că e primăvară, zici, dar eu ți-am zis că vin... Ha? Vin sărbătorii de Pascale. Dar eu nu știu și m-am robotit așa. Trebuia să tăiem, să tăiem mielul, nu? Serios, dacă nu. Bun, eu să vezi. Să vezi ce moare de dragă. E bine, bine, știe, bine. Să vezi ce țâpă. De la cum se așteaptă că ar fi ceva frumos, știi? Și zici, da. Ești nepregătit cadou. Dar așteaptă că vine Moș Crăciun. Vine Moș Crăciun.
tu te uiți, suntem mai un pic și vine Crăciunul. Eu sunt la tricou și vedeți deci tu ce soare e afară. Cred că da și că se schimbă, s-a schimbat deja clima. S-a schimbat clima, s-a schimbat tot. Deci vreo 2-3 ani o să stăm de Crăciun în, la 20 de grade. Băi, și mă enervează că de data asta nu mi-am luat pantalon scurt, am decât 2-3 de asta era. Ți-ai la pantalon scurt. Da, rezolvăm, mă duc și. Băi, să vezi și fața să fac Cornel. Ba, deci când el, o să bată... El cu siguranță se așteaptă să fie ceva frumos, știi? Da. Deci, băi, se apropie sărbătorile alea, alea, să vezi și cadou, cred că ne-am pregătit. Era vine paletul. Hai, vine, vine. Ori îl strâcă, n-aveai ce să-i fac, ori îl strâcă, ori... Ia să-l vezi acum. Nici n-ai venit bine și gata. Dar dacă-l dăm o limonie acasă, băi, Cornelie, hai mă, știi, dă și tu. Îi luăm ceva dulce. Să ne dăm tăți. Dacă, dacă s-ar da cu Cornel, tu îți dai seama ce-ar fi. Dar nu vrea, bă, nu vrea, e muncă și atât. Se dă, data asta se dă. Zici tu? Bă, dar luăm forța și îl punem pe scaun. Îl legăm, mă. Îl legăm. Îl legăm. Îl punem pe scaun, stai aici că vreau să te trag cu paletul. Asta e cadou unii pentru tine. Tras cu paletul, na. Dacă s-a așteptat la ceva frumos. Da, dar și asta ar fi frumos. Adrenalină, frumos, coloșa. Să dă el cu 100 la oră. Dar nu merge ce pui ăsta cu 100 la oră. E iure că nu pot să intru cu a mea, mă, gârligam. Dar o să-mi iau eu să-mi pun odată gârlig pe a mea, mă. Am pun gârlig pe BMW, o să-l tragi cu 100 la oră. Hai să vorbim cu Costelul, cu a nimeni. Dar n-are unde. Dar nu putem să intrăm. Dar n-ai unde să te duci cu el. Că las-o încet, că asta nu prea ține frenele alea. Ține, bă, că le-a făcut frate. Le-a făcut? Da, nu. E prăpădim pe aici, vreau să prind anul ăsta. Cu puțin noroc. Știu că nu mai țineau deloc de aia. Țâni, 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 că chiar nu mai ține absolut deloc și au schimbat ăla. Au schimbat... Uite-te și tu, uite-te cât... Dar nici nu știu câte grade, cred că-s 7-80 grade. Cred că-s mai mult, mă. Serios, dacă... Dacă stau la tricou și mie, că... Eu mă simt la casă așa că... Auzi și tu. Soare, dar n-ai treabă. Da, trebuie să... Să ducem și noi mașina asta un pic ăla... La spălătorie? La... Nu-ți mai ia 20 de lei. Îți ia... Un milion. Bă, ce bă, frate, aveți și porci în ea? Am cara porcul cu ea, am cara atât. Deci sub tu cara. Ce faci, domn Costel? Te salut. Hai să trăiești. Bună ziua, bună ziua. Mamă, deci nu mai muncă pe tine, deci nu stai deloc. Da, ce ai? O să trebuiască să trec zilele astea pe la tine, să-ți dau un cadou. Moș e de Moș Crăciun, da. Dar ce ai făcut la mașină? Rulmentă? Da. Să trăiești, da, Costică! Ce faci? Din bucăți fac. Tot din bucăți. Din bucăți. Întreg nimic, nu? Nică. E bine așa, Costică, din bucăți. O să trec să-ți dau ceva zilele astea. De Moș Crăciun. Ceva cu barbă. Ceva cu barbă, da. Da, tocmai ziceam un Costel, uite deci tu, nu stă deloc. Deloc, deloc. Toată lumea se odihnește acum, toată lumea e sătulă de carne de porc. Tu stai da, și muncești. Da, cu carne numai de iepure. De ce? De iepure? Da, ca să pot fugi. Aaa, da, e bun acum, mai ales că acum toată lumea a mâncat carne de asta grea de porc. De iepure e bună. Ha, ce facem, mă? Luăm gata? Suată. Ne-a Costică? Băi, vini va băi. Bă, stai să te ajut, ui. Stai, că o să cadă astea după aici. Nu vine. Așa. Nu vine. Stai, o să te ajut, ui. Ha? Îi facem o surpriză lui Cornel. Îl ducem... Băi, uite aici să fie în bodi. Cum? Du-te la Cornel. Ha? Bă, dar nu vrei mari. Ba da. O vrei mari? Nu. N-a venit încă. Ziceam să-i facem noi proba înainte. Cum îl băgăm, mă? Cum îl băgăm? Hai, bă, îl luăm și îl pun. Da, problema e alta. E vot fleașcă. N-are treabă. Îi pun în cârpă. Îi fleașcă scaunul, a? Da. Să-mi debă cu... El e bărăbă. Hai, nu e chiar ude. Acum nu știu, trebuie să vină mari. Ha? Nu e ude, fleașcă. Când să vină mari, mai trebuie să-mi mai faci ceva, oare? Nu e, mai trebuie să mai pun un scaun, că n-are loc ăsta. Punem bancheta din spate, eu, că mari n-are loc pe ăla. Ha?
Dar nu, nu se supără Mari. Bă, Mari, fii atent, dacă o să vezi clipul ăsta, să ne trimiți, să ne lași un mesaj aici în comentarii, să ne spui cam ce dimensiune ar trebui să aibă bancheta. Bă, am găsit o rochiță de aia albă și cu baghetă. O să-ți îmbracă în fuste. Păi în fustiță, în fustiță de aia până aici vine. Da, scurtă. De aia scurtă. El cu șoalele groase. E ca lebă, da, așa. Să rămână! Ce faceți? Sunteți bine? Da, ne acustic, așa o să facem. De-abia aștept să văd. Mă gândeam că poate și ninge un pic ca să meargă paletul mai bine. Dacă ninge... Bă, eu zic să punem un pic o paletul ăsta să-l domnule taș. Leagă o leacă. Eu știu. Geamă. Așa ușa. Leagă ușa, ui. Nu stea așa, uite, tu, ui. Nu, aici bagă. Aici. Bă, tragi dincolo. Merge acolo? Trebuie să mi-a zis. Așa. Bagi acolo. Da, de gaură cu burmașina și. Bă, nu mai porni să ia tu, bă, ăsta cum se cheamă, Citroenul. Ce vorbe? Dar și-l face cum îl scot? Ia uite. Ce? Zici că sunt muscă de aia verde, dar se pune pe... Să. Muscă ce? Gata, a intrat. A intrat. Hai, tata, că te-l... Îl prind, îl pierdem pe drum. Nu, pierdem. Nu, pierdem, mă, că l-am legat. Să vezi că îl plimbile pe Cornel? Asta și vrem, să-i facem o sărbătoare. Plimbile pe Cornel? Da, așa vrem. Asta e cadoul lui de Crăciun. Dar când îl plimbi? Dar nu știu. Dar oare acum mă păduși prin urmași, zici cineva ceva? Iarbă? Tu o să treci, mă, alea. Dar nu mai e neacustic acum, că nu mai e, s-a dus iarba, a dat bruma pe ea. S-a dus, dar îi faci urmii și el la primăvară nu mai poate costa. Nu mai iese, da. Nu, mergem prin păduri. Ah, mai merge că nici nu este mâl. Bun zi. Hai, mamă, dar ce? Sunt... Ce vorbești, domnule? Auzi. Ha? Mă gândeam că n-ați avut două coarne de ren și un nostru ofă. La palet. Ai văzut că există o grămadă de bancuri cu chestia aia, cu coarnele de ren. Da. Bă, fraților, am făcut plinul aici cu paletul. Băi, cum o să reacționez, Cornelii? Îl legăm la ochi. Zic, Cornelii, da, când ajungem îl legăm la ochi. Pregătim-o ceva, Cornelii, fii atent. Vin în coașe că... Bă, ce înseamnă să porți mască? Mi s-au îndreptat urechile, nu mai mi-e da? Băi, deci când o să vadă el acum, o să se bucure ca un copil. Stai seama! Cu toporul. Cred că era dor. Da, pe siguranță. Băi, și mie mi-era dor să mă... La cât am, câtă treabă am avut. Dar nu știu dacă tragi mașina asta. Tragi. Băi, la câtă energie am eu acum, mine îl iau eu. Îl tragi tu fără mașină? Îl trag eu, mă, nu mai stăm să mai... Ce să ne suim sus în pădure? Dar tu vrei să ne tragem pe sus la pădure pe acolo? Dar pe unde? Pe altă parte n-avem pe unde. Eu zic că totuși pe marginea pădurii pe acolo. Dar pe partea pe iarba. Am sus și pe drumul ăla în pădure mergem. Nu mă, pe acolo, pe unde ne-am mai tras. Eu dar zic sus, pe iarba, pe partea aia. A, dar n-ai unde loc acolo. Nu? Și nici nu trage asta, nu ridică. Ridică greu, merge greu tare. Atunci luăm prin pădure, mă, când mergi. Dar nu știu cum să-l convinge pe Cornel să se urce. Îl legăm la ochi și-l dușim. Și la mâini. Nu, la ochi. Legăm la ochi, că surpriza așa e. Trebuie să fie legat la ochi și nu vadă. Îi punem fața asta de piernă pe ochi. Da. Știi? Păi dacă îi punem asta, zice că am mai făcut o fântână. Da, hai că trebuie să comentez. Să vedem acolo. Am ajuns, am lăsat-o aici ca să nu vadă că e luat fața de piernă. Ies de unde? Nu, e bun ca o, e bun. Ce
Pune-o repede la ochi. Pune-o, băi, băi. Hai cam, hai să-ți facem un cadou. Dar trebuie să te legăm la ochi. Iar un plas cu prostii de... Haide, domnule, dar nu, așa trebuie să știi. Nu mai pot de treabă și voi mă puteți din prostiile voastre. Hai, mă, că ai timp, vătați din gură. Da, bă, lăsă. Haide, domnule. Că nu e nimic rău. Numai ca să până acolo, când îți dai un drumul să pun el ca lumea, nu așa, e mai jos, că vedi. Pune mai jos, așa. Eu fac mască. Mai sus o leacă. Prostii, dar nu la lasă când mai poate respira. Mă la ochi. Dă ăsta jos, bă, ca să poți te. Pune el mă la ochi aici, bă, stă, așa. Păi dar vede, bă, nu vede. Ai ochii în nas. Vezi și-ți arăt? De ca să e. Vezi și-ți arăt? Ai văzut? Da, mi-a arăt de ești tu. Da? Vedi, bă. Aaa, păi stai, bă, că facem așa, bă. Dacă vedi, bă, pune-l mai în trișpi. Am dat în patru. Ai, ai cheltuit? Dar nu-i și așa nu-i bun. Da, pune-i, pune-i pe nas, pune-i, să mai am. Să-i dăm gaură, să-i scoate în nasul. Nu, bă, dar pune-i cât doar o leacă trebuie să stei. Hai, bă, nu te... Nu, mai jos, mai jos. Dă, bă, că-l leg eu. Ce-i pe bacul pe bun? Vezi? Și-ți arăt. Ha? Și-ți arăt. Mâna. Vie, bă, vie, dă-o la mine că vie de el. Ia-mă ia-l la... Dă-o la mine și... Dă-mă că-i pun eu. E gata. Dar vede, bă, uite, nu vede, cum vede adică? Pe aici, băi. Nu, nu vede, bă, nică nu văd. Bă, dar mai stres prea tare de ochi. Bă, dar și-ți iasă ochii afară. Ia uite, da. Nu vede. Ia arată ceva cu tu. Și-ți arată, Ghiță. Faci așa. Nu, nu și-ți vede, arată. Nu vede, nu vede. Mai arată, mai arată ceva, stai așa, mai arată ceva. Și-ți arată. Nica, hai. Zi, domnule, și-ți arată, vezi? Mâna, hai. Care mână? Ce mână? Dar vezi sau nu vezi? Ce mână ți arăt acum? Cum și mână? Stânga, hai. Stânga e dreapta. Nu vede. Ui. Hai, suite. Hai, bă, să-l ducem cu roabă. Hai, domnule, bă, hai, bă, să-l punem în roabă, ui. Închedi și. Suite în spate, Lino. Hai, ui. Deci când o să vad acum? Când o să vad? Ia, ia ușor așa, ui. Bă, nu, nu-l duce aproape, că-l mușcă, ui. Bă, ești tantala. Bă, nu tragi, ui. Nu-l du aproape, că-l mușcă, ui, ia de mână. Dai ușor. Bă, nu-l du aproape, că-l mușcă. Ia uite cum face. Mă, mă, cât a fost și scoate, ești nebun. Bă, nu, mă, că-l mușcă, ui, după aia e. Da, așa. Bă, că nu te-ai mișcat, Cornele. Bă, să cădă cu piciorul, ui, într-una apropiată. Da, așa nu mișca. Ia, hai trage. Așteaptă. Trage, trage. Hei, tu și pune. Pune la dește la ureche să n-audă. Nu te da tare în el, că tu pe aia face la să dă la tine. Păi, e pus? Gata. Bă, 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 mușcă. Ia da picioare, dă-te, dă-te, Cornele! Stai! Stai cu minte! Stai cu minte! Gata, acum! Gata! Dă-l ușor, dă-l ușor în coasă! Dă-l ușor! Dă-l ușor! Stai-l, ține-l ușor! Bă, dă-te-o că mă ia și pe mine de picior! Vină, domnule, cu... Nu sta, nu, 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 nu! Nu, 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 Cornele! Nu, da, lasă-o, stai cu minte! Take, nu, ușor, gata, 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 hai, ușor, hai, ușor. Hai, ușor. No! Ba da! Hai, mă, că s-a liniștit acum, nu mai... Stai ușor, gata. Nu mai mârâie, hai. Haide, hai. Haide, domnule, ușor. Nu poți, ce ești, și lasă-mă pași. Ești bărbat sau ce ești? Nu. Dă-mi, leacă-l la gură, că mă mușcă și pe mine. Lasă, da, haide, domnule, încoace, că pe propria mea răspundere. Dar răstignită mult. Pe propria mea răspundere. Nu-i nica. Hai, ușor, ușor, că nu-i nica rău. Nu-i nica rău. Legă-o la gură cum am mușcă și pune. Haide, domnule, nu-i nica rău. Încrede-te în mine. Dă-i ușor. Ușor, ușor, ușor. Ușor, gata. Hai, domnule, că nu-i nica, bă. Dă drumul, domnule, de la mână. Nu-i animal. Ține-l, bă, Dimu, să-l tragi, mă. Bă, dar las-mă, pașii. Domnule, e surpriză sau nu e surpriză? Ușor. Nu te mușcă. Nu te pui mâna pe ceva. Nu te mănâncă. Nu te pui mâna pe nimic. Stai sus aici, mă! Da și mă fac. Ușor, gata. Ai încredere în mine că nu-i nica. Nu, nu. Stai. Lasă inima că stai. Gata, da. Ia. Stai, stai, stai. Nu, nu, stai. Stai, stai, stai. Nu mai acolo, mă, că mi-e frică. Stai așa, stai, stai, stai. Gata, acum.
Băi, acum! Vino mai aproape și dă-i aia de la ochi, jos. Dă-ți-o jos. Dă-ți-o jos. Gata, atâta. Ia. Gata. Domnule, surpriza mea a zis că să te tragi mameșa lui Ionuț, am zis că să te tragi mulea cu paletă. Da, te rog frumos, poftiești, că ai muncit atâta anul ăsta, uite, vine și bobița. Haide. Avem șantien. Avem șantien, hai. Hai, eu stat inima și eu scris și niște și dinozauri. Da, tu spui ghiță. Am auzit păr, s-a auzat lanțul. Era frică că mi-a dat piciorul. Tu îți dai seama și nașpa ei. S-o roșută la față. Așa că hai, o tură cu paletul, te rog frumos. Poftiești. Până ui și înapoi. S-a ardi carnea, mă. Nu s-a ardi, lasă-o de-i pașii. Lasă-mă, mergi cu viteză. Nu merg cu viteză. Uite, 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 vezi cum stai acolo. Ca să nu-ți fie frică, spui asta la ochi. Da, uite. Da. Hai, te rog frumos. Uite. Trebuie să meargă și cu, trebuie să mergi și tu odată. Hai. Bă, dar mergi cu viteză. Merg ușor, eu nu-ți merg în spate. Cum adică? Eu stau aici în spate. Da, să uite așa. Și eu conduc. Bravo. Ha, da. Vrei să te leg la ochi? Hai, vezi că ai frână de mână acolo. Am și întur, dar te leg furtunul. Stai cu minte, nu leg acum. Hai, domnule, să te leg furtunul. Bă, uite, mergea o instalație, bă. O instalație, da. Îi puneam instalație pe, corn, pe el. Nu merge. Gata, îi dau drumul? Dă-i drumul, ia. Hai să-l vedem, Cornelus, cum. Ia. Dar fie tot, îți reglează scaunul. Dar cum, domnule? Bă, trebuie să-și cască. Am zis să-l probăm înainte, să-l dăm pe Mari. Gata. Hai să-i facem proba. Vezi că îi dau drumul. S-a ardi carnea, s-a ardi pula de mine. Hai că nu s-a ardi. Ia. 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 Păi sare tu. Bă, trage ochelarii pe ochi. Bă, mă, sare burta de râs. Bă, mă, aici am râs. Bă! Bă! Un paiet, un pot, un apar dracu! Bă! Bă! Bă, le-ai ieșit aici! Băi! Băi, mor! Hai, domnule! Băi, mă, lasă-mi să vină, băi! Bă, stai că am pătut și eu de aici! Doamne! Dă-i pe zi! Hai, bă, ia casca și urcă-te iară! Hai, bă, Cornele, băi! Lasă-mă, băi, mă plătă pe mine! Băi, dar în ce am stat, bă, m-am făcut! Hai, încă o dată până înapoi și... Hai! Hai, amândoi, băi! Bă, a fugit, băi! Hai că stau cu tine! Hai, bă, Cornele, o tură! Hai, bă! Hai, bă, până la căsuță! Las. Hai, hai amândoi! Hai, bă! Hai, bă, hai, bă, să-l prinde, bă! Hai, bă, vină-mi cu auzi! Cornele! Hai, bă! Hai, bă! Amândoi și conduc eu! Hai, bă, iau ce fuge, bă! Vină-mă cu auzi! Nu mă mai suport, mă omori! Hai, bă, până la căsuță, bă! Hai, bă, că eu merg ușor, nu merg ca Tiberiu. Nu, bă, dar să mă împași. Hai, bă, vino. Mă duc moarte acolo. Da, bă. Hai, uite aici. Am oprit aici, la scară. Hai, bă. Hai, bă, te uștiu cu Tiberiu, că merg ușor. Hai, domnule, că nu se duce jos. Hai, bă, Cornele, bă! Bă, te tragi și tu ultima oară pe anul ăsta! Nu vrea, bă! Hai, bă, te trag eu? Da! Ia, Cornele! Ușor! Cornele, vine că mergem ușor! Hai, bă, Cornele, bă! Hă? Unde ești?
De ce? Ha, de domnule. Suite aici cu mine, că mergi ușor. Te rog frumos. Dar mă lești la greu. Lasă așa, stai. Hai că merg ușor, ui. Uite, bă, dar nu se face așa. Hai, bă, dar dacă mergea cu 100 cu mine, dar nu. Haide, Cornelie. Hai că mergi ușor, te stăm amândoi aici. Cornel, bă, dar leși ușor, până la căsuță, atât. Până la căsuță, uite, eu stau aici. Eu stau aici în spate, uite așa, și tu suit până la căsuță, atât. Până la căsuță. Aici stau, așa, hai. Hai. Nu sari, bă, nici un chior, suite tu aici. Suite! Ui, am văzut moartea cu tine. Uite, te ține Tiberiu, ui. Uite, te țin eu. Auzi, fășa... Hai, doamne. Haide, domnule, suite, că eu stau aici lângă tine, hai. O lasă ușor, bă, o leși ușor, serios acum. Hai, sui. Până la căsuță și atât. Nu mă mai sui, bă. Hai, bă, Cornele, bă, parchești copil, hai. Nu știu pe aici, parchești copil. Hai, și rupcioarele. Păi, dar nu-ți rup picioarele. Nu mai picioarele, că ai cisme. Rupcioarele acu-ți sărbători, stai așa. Hai, stai, hai, că eu stau aici și tu stai aici. Dacă filmezi, eu stai acolo. Nu! Nu? Nu. Nu. Haide, bă, până la căsuță și atât mergem acasă. Păi, atunci să ne mai dăm aici odată. Nu, nu te mai dai deloc, hai. Hai, vale. Da, da. Da, hai. Lasă-mă în pașă, dar și eu am o viață. N-am două. Hei, și vrei să mori? Uite, la fug și așa se rea că nu la fug. Ha. Eu pe sus eu. Eu, da, eu pe arătură, eu. Nu mai pe arătură. Căci... Nu te mă de aici așa, nu-mi trebuie nici așa ceva. O și faci. O și faci. O și faci. Eu și poți merge. Aha, aha. Ce, aha, aha. Du-te, mă, de aici așa, mă, ferească, Dumnezeu, și mai ca domnul. Eu mă duc, dar du-te, eu că am văzut moartea cu ochii, tu nu știi. Tu nu știi. Nu știi de ce n-ai avut tu curaj? Că n-ai avut... O a avut casca, bă, i-am pus-o. I-am pus cască. Ți-a plăcut surpriza? Da, îl fac frumos. Serios, ți-a plăcut? Nu mai trebuie. Du-te, eu trebuie și acum trebuie. Eu săream, tu crezi că eu stăteam acolo ca prostul? Eu am o idee. Ha. Hai să ne tragem fără paletă. Cum fără paletă? Fără paletă. Cum, mă? Dar nu mai faci treaba? Ha? Azi nu mai faci treaba? Ba da. Ba da? Băi, fii atent ce face. Luăm un celofan și stăm, ne legăm cu ăsta. Cu ce? De, te legi cu funia asta de picioare și stai pe celofan. Cum, mă, să te legi de picioare? Da, mă, da, te legi de picioare. Băi, nebunită-i. De ce? Ui, să-mi stă te dâmburile, să-mi... Da, nu. Hai să mergem, lasă. Mi-am făcut surpriză. Băi, nu mai auge, îmi pleacă iar. Dacă pleacă, să știm că din cauza noastră a plecat. Uite, dar și s-a spăriat, o crezut că e dinozaur, că e câine. Ai văzut că tremura? Da. Ți-a venit iar ghiță cu prostii. Da, Tantileana, și-ați pățit. Vin acolo? Dacă vezi, dacă bai mâna mai subțărică tu. Ia vezi, da? Asta așa și pățit. Fraților, eu am primit un telefon și trebuie să plec, trebuie să mă duc până acasă. Mă duc și Ionuț până acasă. Și după aia el se întoarce înapoi să termine de afumat. De afumat acolo cu Cornel. Să rămână Tantileana. Hai să vedem și zice Tantileana. Hai că nu intru așa, că nu, stăm aici. Nu știu și tu. La anii lui Tantileana nu ce curat. Dar cum? E lună. Lună, lună, la mine la București mâncă vierme. Hei, da. Ușor, Tantileana, ușure. Tu o să treci pe la Tantileana zilele astea să-i las eu un cadou. Și luculiță. A, se pare că anul ăsta tu ești Moș Crăciun. Anul ăsta la toată lumea cadouri. Ești Moș Crăciun. Dar mai e culița acasă sau a plecat iar? E acasă, e acasă. Andrei, eu stau jos, Andrei. Să rămână la Tantileana. Te lasă. Bună. Uite, ce-a spus? Să nu te leagă de noi că... Ce faci, Tantileana? Ofta de doamnă. Măi, Andrei. Nu are sunor. Vezi cum fi dat pe silențios. Asta e... Hai? Eu. Gata, acolo am dat. E bine, sună?
Răspunde. Dar unde să sun? Ha? Unde să sun? Sună care se întâmplă. La oricare, nu contează. Da. Asta e ter porcul. Mai am o fată. E milițian că fata ea vine. Da? Dacă e vremea bună, vine. Da? Așa. M-am dat la maxim, Tantiliană, dar cred că nu-i semnal bun aici. Da, trebuie să ieși afară. Unde e semnalul mai bun? Mai la fântână. Mai la fântână? Da, da. Ia să văd. Du-te, vezi, Andrei. Și... Și ce mai faci? Ești bine, sănătoasă? Vai, tare. Am tăiat porcul. Ai tăiat porcul? Da, am tăiat un sat. 17 milioane m-au costat. Mamă, 100 de chile. A fost mare, a? Da, 100 de chile. Mamă. Da. Să rămâne sănătoasă, Tantiliană. Și... Fata asta a mea, Andruța, asta milițiancă, să uite, ia să vedem băiețul lui Mamaia și fac. Așa, azi dimineață m-a sunat Andruța. Și nu, n-ai auzit telefonul, că e pe silent, a? A sunat Andruța și a spus, mamă, băiețul matale a tăiat ieri porcul. Ieri. S-a uitat la video. Și a participat și... Bobiță! Da, Bobiță a fost ajutor de nădejde acolo. Da, da, ne-a spus da, azi dimineață. L-am mâncat a fost mai mult. Merge? Da, Bobiță în continuu vine. De când am tăiat porcul, în continuu vine. Iată, s-a matat. Păi și acum a fost și a mâncat bucata de șuncă acum. Vine să tu la casă. Ha, să Tantiliană. Și a fumat și faceți cu da, casă. Da, a rămas Cornel acum afum. Da, eu o să mă duc să-l duc pe Tiberiu care are ceva treabă și o să mă întorc înapoi să fumăm șunca. Da. Da. E mai și cu telefonul. Vezi că o să trebuie la mata zilele astea să-ți aduc ceva de Moș Crăciun. Ai, baba a fost cu minte. Ai fost cu minte. A fost cu minte tot anul și, na. Da. Da, păi Tantiliană. Păi și fata la crămer, ne-o trimis când ne-o trimis pachet, ne-o trimis flanea, batic și 3 milioane. Dar mi-a spus lui masa. Că pentru că ea poartă evidența la două ferme. Aha, și are pe lună la două dar ferme. Dar cine să sunt Tantiliană de aici? Dar sună care și sună pe numărul tău, sună-te pe tine și vezi. Ancuța, o ieșut. Ei, sună pe Ancuța, dar nu știu dacă răspunde, dar vezi că dacă... Ia, acum s-aude. Ia. Da? Ia. Ei, bun, măi, Andrei, să-ți spui, n-are baba pe și răsul n-am aliga, Andrei. N-aveți fund? Uite, zic lui Cornel să fac un fund. Ei, dar eu te am un fund. Aici te-ai luat de la Bicasc. Uite, s-aude. Da, bun, Andrei, bun. Da. Păi, Andrei, aici te-a fund. Da, uite, o lasă că eu iau un fund. Eu iau un fund. Acum s-aude Tantiliană. Da, pune-le acolo. A, Tantiliană, e rupt fundul ăla, nu? Poftim? E rupt sau ce? Lasă-o, Tantiliană, lasă că ți-aduc eu un fund. Ei, lasă. Eu, dai, lasă că au. Ei, eu de-am nu acasă, mă, i-am dat o căpăță înainte, n-am nimic. Crește. Bun, Tantiliană. Da, vreau și ești frumos la tișoare. Ești frumos tot, mama. Aia sunt frumos. Dar eu nu pot gândi cum să că să nu e o fată bună. Da, bună, nu tu pun mie de două. Te duci la Olteni? Am fost și prin Oltenia. Am fost o zi, am trecut repede așa în fugă. Da, da. Dacă iei milițian ca asta? Lasă, Tantiliană, nu mai. Nu, Tantiliană, nu o să-mi vadă capul meu, uite-te la mine, cine să uite la mine? Ce nu, deci așa că îți dau două, nu ai vedit. E boala tine, cum ești urât. Nu sunt urât? Să-i mulțumesc Dumnezeu că te-am podogit foarte frumos. Eu ce știi că la români m-aș podi cu o babă. Păi, lasă, Tantiliană. Uite, sunt netunț, uite cum mă stă porumbul. Dacă se face frumos, berberești. Ce-ai făcut? Iar când mă gândeam, deschidem ușa la bani, ghetul Cornel. Și lăcrămeara... Da, și nu i-am plâns, Tantiliană, și nu i-am. Și zicea lăcrămeara mea, mamă, ce-a ajutat atâta băiatul ăsta, mamă, și șalan de la români. Și... Mamă, a plecat, unde a plecat, dar îi zic, nu ți veni la gosă, fără gosă, pândește-l pe Cornel, fă. Mamă, dar v-a zis asta, Lenuța mea. Mamă, dar mă, dar el pui așa de prost pe Cornel, se duc în lumea lui sau ceva. Doi, mamă, că Cornel e deștept. A mea, fata mea de la gosă, am ținut tare mult la Cornel. Că nu și-a zis bărbatul odată, fă.
Tu ne te-ai dat în dragul, Cornel, mai nu mă încoacă. Băi, prostule, băi. Dar atâta timp n-ai văzut o săptămână. Da, da, ne-a spus în Poiană treaba astăzi. Da. Vă dă o casă din pomană, Mândrești? Cine-ți în Poiană? Ciobanul Neculai. Acolo la în Mândrești, da, nu știu dacă e casă e sau nu, nu știu care e. Da, o muri femeie și e, nu? Da. Și nu a avut bărbat. Nu știu asta, Tantilean. Știi unde stă fata, dacă nu mă înșel, sau sora? Unde stă Mădălina Costel? Pe ulița și e la Vali. Chiar în față, la Costel acolo, la Mădălina, la Cârmașiu. Așa. Este, la fântână este o uliță așa la Vali și tocmai în fund, pe partea stângă. Da. Cine e acolo? Molda, Molda. N-are stăpân casa ce e. Ba stă cineva acolo acum. Dar eu zic casa asta stă din... Cineva? Stă acolo, dar e casa din Mândrești. Sofica lui Bădrag, așa. Sorsa. Așa, așa, așa. Așa, păi da, mamă, Molda se cheamă așa femeie. N-are stăpân. Băiatul i-a murit, i-a murit. Ai bună casa? E ca a mea de mare. Da, 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 da. E îmbrăcată, are lumină. Da, are... da, da. Da. Ei, o invidia, să vorbim cu persoanele și să vedem. Dar tu faci cum... scoți așa, Iuri? Facem Tantilean și să facem altceva. Auzi? Îmi faci un fund, Babilen. Tantilean, ți-am promis, eu îți vin și îți aduc ceva de Moș Crăciun și fund. Auzi ce spui eu, dar cum să zic, de ce nu te-a făcut părință Matale o fată? Da, și are, am și o soră. Da? Am și o soră. Dragi, că ai și o soră. Uite, ți-o arăt. E căsătorită? E logodită, Tantilean. Da. E, uite, ce arăt imediat. Tot de așa frumos ca tine? Da, eu sunt urât, Tantilean. Da, lată-mă. Acum spune-mă o prostie acum. De dacă ce, mă nervez. Uite, ce arăt imediat. Stai așa să o găsesc pe aici. Că-ți... Nu urmăresc eu foarte mult pe aici, dar uite ce arăt imediat. N-ai semnal, cred că presupun. Uite, Tantilean. Uite. Cât, aoleu, dar cât e de frumos. Dar să știi că seamănă cu mâna. Seamănă? Da. Seamănă, că eu... No, seamănă foarte bine cu mâna. Eu sunt mai așa, mai boschetat, dar să urmei frumos. Lasă-mă, dă-mi pasă, nu e boschetat, nu e. E frumoasă, nu? Frumoasă. Și seamănața, ia-te cu pisică. Are și pisică? Da. Și logodită. Cine, sora mea? Da. E logodită, da. Da, cu un băiat bun. Cu un băiat, da. Da, da, bună. E bun, e bun. Băiat bun, da. Da. Pământul, ce... Nu, da, nu urmesc, e băiat bun, e băiat bun. Da. Păi salut și pe sora mea și pe Iulian. E pup. Da, 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 bravo. Da, sunt... Bravo. Matalie, destul de un pătru de Dumnezeu. Mulțumesc. Doamne, da. Ajută, sănătos să fim, Tantilean. Aia e cel mai ei, da, Matalie, stânăr, cum să nu fii sănătos? Da, Tantilean, aici sunt bine. Pe aici mi-a zis doctorul că... Nu ceva probleme. Ce te-i plăcut? Ei, Andrei, oi? Da. Zice, o fată, dar ce să fie? Bun, Tantilean, noi plecăm. Dar zic că de o... Porc mare, asta e? E, la frosul de chile, așa. Da, da, bun, bun. Da. Bun, mai Andrei. Cum să spui eu, și-a l-a fumat? Da, a rămas acum Cornel, mai are de bagajul încă l-a fumat, a fumat oasele, da. Mușchiulețul. Uh-huh, uh-huh. Da. După aia mâine trebuie să faci în cârnășorii. Brava. Da, acum. Brava. Acum e nasul, Tandilean, vezi că uite, zici că vine primăvara. Da, eu stau sunt tricou până acum. Da, 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 da. Da. Ai venit cu altă mașină acum? Nu, am venit cu a mea, am venit. Tu cu Matalei. Tu cu la Cornel. N-am putut să intru, că e... Dar vine o mașină albă de una pe aici. Ei, de la... De la Călugăr. De la Călugăr. Da, da. Da. Ai venit cu altă mașină. Nu. N-am venit, că dacă am venit cealaltă, dar sigur nu intram. Da. Uau, e bă, bă. Mă duci în sat să faci tot cumpărături. O să ne ducem, Tantilean, o să-ți iau fund, o să-ți iau ceva de Moș Crăciun, vin zilele următoare la Matan. Bravo! Să nu uiți de fund. Andrei! Da! Am pus o farfurie mare, așa un platou. Îți trebuie mai mic sau de la mai mare? Mama, așa un fund. Ca de mămăligă.
Da. Am pus până, așa, a luat așa unul, buf! O cica să mă legat pe scaun, a stricat farfurie. Așa a stricat alte farfurie. E, lasă, Tantileana, că să mai duci și ghinionul. Mulțumesc. Să rămână. Fără gar și fără poartă, o casă de răpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus sus și-am pus ferestre și un acoperiș peste. Cu drag la ea am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate, orice o să reușim. Și o să mergem mai departe, pentru voi că vă iubim. De pe uliță, cu ghiler și cu sobiță, am pus și o iconiță, c-am făcut tot cu credință. I-am dat și o zugrăveală, și înăuntru și pe afară, căsuța respingătoare, a se învârte după soare.